Eu tava. Bună ziua și bine v-am găsit la interviurile hotnews.ro live. Numele meu este Victor Cosmei și astăzi în studio cu noi îl avem pe noul ministru al transporturilor, Cătălin Drulă. Bine v-am găsit, domnule ministru. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îi salut pe privitorii dumneavoastră. Ne bucurăm că e primul dumneavoastră interviu de la preluarea mandatului și ne bucurăm că l-ați ales să-l facem aici, unde hotnews.ro are un public foarte avid de infrastructură și asta vedem și numărul mare de întrebări pe care le vom prelua în cadrul interviului. Și mai mult, cred că publicul nostru vă cunoaște de pe vremea când erați forumistul Cătălin Drulă, da. Și luptați din societatea civilă. Ei, acum cred că așteptările sunt foarte mari, nivelul de așteptare e foarte mare, nevoia de infrastructură în România este clar foarte ridicată și atunci și numărul de întrebări, după și interesul, se e reflectat. Ce vreau să vă întreb, sunteți de o lună aproape de mandat, ce ați găsit în Ministerul Transporturilor? În fine, e a treia săptămână a anului, suntem în a patra zi, îmi țin așa un contor mental, a patra zi lucrătoare a celei de-a treia săptămâni, înainte de schimbarea anului au fost doar 2-3 zile de închidere unor urgențe. Am găsit cam ceea ce știam, pentru că eu urmăresc acest minister de mult, din calitatea mea de cetățean implicat, apoi consilier de stat în guvernul tehnocrat din 2016, apoi deputat de opoziție în Comisia de Transporturi. N-aș putea spune că sunt mari surprize față de ce știam. Am găsit, pe de-o parte, ceea ce cred că e evident pentru orice român care își dorește mai mult și și-a dorit mai mult în acești ani, ineficiențe într-un sistem care nu livrează cum ar trebui și cât ar trebui. E adevărat că și din cauza politicienilor sau a liderilor, dar evident este și un aparat care are nevoie de reformă. Am găsit în același timp profesioniști și știam că sunt în sistem, doar că de multe ori au fost marginalizați sau, din păcate, unul dintre ei au plecat din sistemul public. Am găsit un sistem cu dezechilibre majore, accentuate de pandemie. Transporturile, până la urmă, sunt despre călătorii și, cel puțin pe partea de pasageri, anul 2020 a fost foarte prost din punct de vedere al cifrelor, adică discutăm despre aeroporturi, despre metrou, despre numărul de călătorii cu trenul și așa mai departe, acestea s-au prăbușit, ceea ce înseamnă că s-au prăbușit și veniturile acestor companii. Din păcate, foarte multe dintre ele n-au făcut ajustări și pe partea de cheltuieli, ba chiar sunt și unele surprize neplăcute, creșteri de contracte colective de muncă cu până la aproape 20% a salariilor pe timp de pandemie, aici mă refer de exemplu la Metrorex, unde un contract colectiv de muncă semnat în 2020, în septembrie, dacă nu mă înșel, cu acordul Consiliului de Administrație, a dus la o creștere a salariilor cu 20%. Ori companiile acestea din domeniul transportului au pierderi foarte mari. Pe anul 2020, 400 de milioane la CFR Călători, 130. Dar dincolo de partea financiară, când erați în opoziție, spuneați foarte mult și vă citesc, da, din memorie, haos, da, în minister. Este acel haos și, nu știu, adică oamenii care stau acolo, pe care îi criticați, ați fost un ghimpe pentru mulți de acolo când erați în opoziție, ca să zic așa. Acum au venit la dumneavoastră, ați vorbit cu ei, v-au, să, nu știu, să dea binețe la noul ministru? Bun, eu am fost un observator al domeniului și un, cum spuneți, un critic al lucrurilor care nu mergeau. De multe ori lucrurile astea sunt de la cap, de la politicieni, de la direcțiile pe care ei le dau și prioritățile pe care le au și cum știu să-și pună oameni, să-și aducă alături de ei și să-și crească echipe și oameni buni. Și altele, într-adevăr, sunt și oameni din sistem care nu performează, există și incompetență, există și corupție în sistemul de stat din România, nu e un secret pentru nimeni asta.
Dar vorbeam un pic și despre dezechilibrele structurale, despre care se vorbește mai puțin în spațiu public și, până la urmă, da, e rolul politicienilor să găsească soluții, dar cred că, la un moment dat, e bine să fie și expuse, să avem un moment de onestitate, pentru că nasc niște dezbateri publice. Și dacă ne uităm că aproape 10% din banii naționali de transporturi, pentru rețelele întregii României, de cale ferată, de rutier, aeroporturile care au rămas în administrarea Ministerului Transporturilor, cele patru, naval și așa mai departe. Deci toată această ce reușim să alocăm de la nivel național, că 10% se duce ca subvenție pentru metroul din București, îmi vine același exemplu, dar pot să găsesc astfel de ineficiențe și în alte sisteme, e o problemă și o dezbatere publică pe care ar trebui să o deschidem. Pentru că, mai ales în aceste, în condițiile pe care le știm de economice, devine o mare provocare să asiguri în fața unor creșteri de cheltuieli structurale și asta este lupta mea pe care o duc și în aceste zile. Am avut chiar astăzi discuții la Palatul Victoria, în coaliție cu premierul, să continui mâine la Ministerul Finanțelor. Lupta este să ne asigurăm că 2021 va fi un an bun din punct de vedere al lucrărilor care se desfășoară pe infrastructura existentă. După cum arată acum bugetul, vor fi mai puțini bani alocați pentru infrastructură? Vor fi, în mod sigur, mai mulți bani pentru partea de investiții noi. Să ne concentrăm foarte mult pe asta, da? Dumneavoastră scrieți foarte des despre autostrăzi. Inaugurăm 20, 40, 60 de km autostradă, dar știți că avem o rețea de 16.000 de km de drumuri naționale, 900 de autostradă în folosință în momentul de față și acea rețea cere continuu bani. Nu știu, e un lucru care mie nu mi-a fost evident. Când eram doar așa un cetățean care se uita, mi se părea că construiești un drum și apoi el stă. Nu, drumul are nevoie de operațiuni, odată la un an, la 2 ani, la 3 ani, la 5 ani, care nu se întâmplă din incapacitate instituțională. Vedem gropile de pe A2, de exemplu. Da, în fine, acolo sunt niște probleme de cum a fost executată acea lucrare, cred mai degrabă că e lucrare executată recent, dar vedem gropile de pe toată rețeaua care există, vedem problemele de pe CFR cu șinele, cu traversele, cu terasamentele și așa mai departe. Eu îmi doresc ca în 2021 să facem niște progrese în gestiunea acestei, în întreținerea rețelei existente. Sute de kilometri de covor asfaltic îmi doresc să fie. Asta depinde de alocări bugetare destul de mult. Aici avem și un plan să încercăm, mai ales pe feroviar. Noi am ca țară, mă refer, am subfinanțat infrastructura feroviară și mai ales întreținerea rețelei în afara unui coridor principal. Pentru politicieni e foarte ușor să se concentreze pe proiecte majore, să spună, domne, de la Simeria, la Sighișoara, o linie, nouă linie de cale ferată, reconstruită de la zero, viteză maximă pe anumite segmente de 160 de km pe oră, iată o floare să mă pun la butonieră. E un proiect bun. E un proiect bun și cel care este acum între Simeria și Arad, unde investim 2 miliarde de euro din fonduri europene, dar dincolo de aceste proiecte punctuale care te ajută să duci 100 de kilometri de rețea la un standard decent, nu e un standard de linie de înaltă viteză și aici e altă discuție, avem mii și mii și mii până la 10.000 de kilometri de cale ferată care zac abandonați. Adică când te uiți la alocările financiare pe care statul român le alocă în fiecare an, cam lipsesc. Și atunci ce facem cu onestitate uitându-ne la problema asta? Există undeva o sursă magică, doar n-a vrut cineva să pună banii? Da, există o prioritizare probabil, putem să ne uităm unde e mai bine, dacă, da, problema cred că trebuie să cumpărăm și rachete, să dezvoltăm și proiecte locale, să sunt multe, multe priorități. Și atunci ce faci? Și atunci eu mă gândesc la o sursă care este destinată exact pentru restructurare și reformă. O reformă a scoaterii din marazma unei rețele, adică hai să fim cinstiți și să punem banii acolo la PNRR. La planul de reziliență al Uniunii Europene și aș vrea și o să mă lupt în aceste săptămâni când se negociază să luăm bani de acolo pentru operațiunile de reînnoire, de recaurile, cum se numesc la cale ferată. Mi-aș dori dacă reușim să convingem și autoritățile de concurență, pentru că altfel niciodată nu o să reușim să capitalizăm niciodată. În fine, problema poate fi împinsă mai departe, an de an. Știți, CFR Călători are 1000 de vagoane care stau la gard și reușește să modernizeze din banii pe care îi primește și îi generează 20 de vagoane pe an sau în zona aceasta. Este nimic. În acest timp s-au mai stricat probabil încă 100 care ajung la gard. Deci trebuie la un moment dat o injecție de capital și întrebarea e de unde.
în condițiile unui deficit bugetar foarte mare, care e cauzat de criza economică, în condițiile totuși limitative an de an ale bugetului. Și atunci o sursă externă, o injecție care să readucă sistemul politic de plutire și noi să ne asumăm niște condiții în schimb, mi se pare o soluție care poate fi exploată. Asta este o linie nouă pe care am lansat-o. O schimbare de optică, cum ați spus într-o conferință de presă recent. Da, e o schimbare de optică. Încerc să mă concentrez să aducem cât mai mult din această rețea într-o stare decentă ca să readucem călători pe calea ferată. E ușor pentru un politician să ducă la o tăiere. Care e orizontul de timp? Când vedeți aceste reparații și aceste magistrale lăsate în paragină, ca să zicem așa, aduse la o linie de plutire? Care e orizontul de timp? Evident că lucrurile astea nu se întâmplă peste noapte. Fie că le desfășoară CFR intern, și aici e vorba de niște trenuri de lucru care ar trebui și achiziționate. Există unul singur la Brașov, care poate face, nu știu, în condiții foarte bune, poate face un kilometru de cale ferată în condiții în care linia este închisă, că nu altfel deranjezi traficul și trebuie să lucrezi numai la un interval orar, poate reînnoi, asta e termenul tehnic dacă nu mă înșel, un kilometru pe zi. Noi trebuie să mai achiziționăm niște astfel de trenuri de lucru, au fost niște licitații în anii trecuți anulate și pentru asta există fonduri în PNRR. Eu îmi doresc ca la orizontul de timp al programului PNRR, da, până în 2026 dacă nu mă înșel, dacă am ieșit cu această rețea de mii și mii de kilometri la un stadiu decent, la un stadiu de fără limite de viteză, viteză constructivă, viteza constructivă a rețelei nu e rea așa cum a fost proiectată și dacă vă uitați pe un mers al trenurilor din anii 80, lucrurile arată un pic mai bine decât... Vedem viteze de 100 la oră, 110... 140, de exemplu, linia București-Craiova este viteza de proiectare, da. În momentul de față e dezastru. Ținta pentru practic următorul deceniu sau mai puțin ar fi ar trebui să-și facem în același timp și aceste coridoare mari cu investiții mari europene, coridorul 4 și celelalte coridoare conexe, dar și să reducem miile și miile de kilometri unde, dacă am reușit asta și este o mare provocare, un mare obiectiv, ar fi mai mult decât s-a făcut în ultimii 20 de ani. Ca să înțelegem în termen de investiție de sume alocate pentru întreținerea acestor linii. Așteptările sunt mari și văd și un cititor care întreabă, dar trenuri de mare viteză, măcar între orașele principale? Trenurile de mare viteză cred că sunt un obiectiv pentru următoarea decadă, vorbind realist. Deci după 2030. Da, pentru că nicio o strategie investițională nu poate fi schimbată în timp ce e executată și aici, da, limitele acțiunii, mă rog, sau de strategie ale unui nou mandatar țin mult de deciziile din trecut. Nu vreau să vorbim de grea moștenire, vorbim doar de decizii. Și dacă România a luat decizia și a mers pe această cale să-și refacă linia la 160 de km pe oră, mie mi se pare, din analiza mea și a multor specialiști în domeniu, este ce se numește în engleză un sour spot, un punct acru, nu e opusul sweet spot, adică e un compromis prost între un cost mare de investiție, apropiat sau un procent destul de mare din cel al unei linii de mare viteză, dar ca beneficii depășești cu puțin doar o reparare, un reca a linii existente. Adică ajungi cu 10 minute mai repede de la București la Constanța după ce ai investit un miliard de euro și dacă te uiți la cât era costul de a face o linie de mare viteză înseamnă general cam peste 230 de km pe oră, ești la un cost probabil, dacă puneai 1,5 miliarde, nu vreau să dau niște cifre care să fie greșite, dar aceasta a fost strategia investițională pornită în anii 2000. Lucrurile astea sunt niște lucruri mari puse pe șine ca un tren care se opresc greu, adică avem, trebuie să terminăm ce avem în curs, avem un proiect de 2 miliarde de euro între Simeria și Arad, avem un proiect de miliarde de euro între Sighișoara și Brașov, astea sunt în derulare și trebuie să meargă înainte. Cred că un orizont realist în mare de timp pentru implementare efectivă, adică de a avea linii de mare viteză, cu condiția să readucem, sistemele feroviare au sens când au și utilizatori, condiția să readucem oameni pe calea ferată și îi aduce având tot, întreg sistemul adus la o stare decentă, în care nu mai faci 10 ore de la București la Timișoara, poate faci 6 ore jumătate și apoi poți discuta și despre cele 3 ore cu trenul de mare viteză. Deci eu aș vedea-o ca decadă următoare. Deci, înțelegem că acum ne concentrăm pe reabilitări, trenuri de mare viteză puțin mai târziu, dar bănuiesc că o să începe să le pregătiți de pe acum, dacă vorbiți de proiecte pe termen foarte lung. Dar vreau să revenim la în prezent, unde avem probleme și este problema de pe cea mai nouă linie de cale ferată deschisă, vorbim de trenul spre aeroport, unde iată că CFR
anunță că timp de 6 ore linia va fi oprită pentru reparații. Ce se întâmplă? Nu sunt reparații, este o parte din investiția existentă acolo. Din câte înțeleg de la specialiști, acest sistem de șine fără joante, sudura se face după un anumit rodaj al liniei. Deci trebuie să treacă un anumit tonaj, un anumit număr de trenuri ca să se așeze, în fine, și terasamentul și să se consume toate, probabil, o formă de tasări, după care se poate face această sudură. Deci este o operațiune care e de așteptat că se va face după o lună, două luni. Deci așa trebuia. Da. După deschidere, dar, după... Mă rog, asta n-a fost anunțat când a fost deschisă înainte de mandatul meu. Iar ca să răspund și la o întrebare care e probabil anticipată, de ce nu se poate lucra noaptea și trebuie ziua, înțeleg că trebuie temperaturi de măcar 5 grade, dacă nu mă înșel, pentru desfășurarea operațiunilor. În orice caz, e vorba, dacă am reținut bine cifrele de anulare, 18 trenuri din 72 zilnice, trenurile nu au o mare încărcare, să fim sinceri. Eu, de altfel, onestitate este parte din ce mi-am asumat în acest mandat. Ele sunt mai mult goale acum la început, pentru că nu există trafic pe Otopeniu. Otopeniu s-a prăbușit traficul în 2020, se zboară puțin, aeroportul arată mai degrabă gol, până nu ieșim din zona de epidemie, și aici poate discutăm despre ce înseamnă această revenire, pentru că odată cu vaccinarea și cu redeschiderea în general a economiei și a societății, ne așteptăm ca lucrurile să se îmbunătățească. În momentul de față suntem în zona în care este la un trafic extrem de redus. Okay. Și atunci impactul acestei finalizări a unei investiții nu este reparație și nu este întreținere, au fost niște cuvinte prost folosite acolo, sudura aceasta după un anumit oranj e parte dintr-o investiție nouă. Impactul nu va fi foarte mare, cred. Bun, că toți suntem la această linie și dumneavoastră criticați la un moment dat acea frecvență de 40 de minute și chiar și propuneați niște rezolvări, niște soluții. Acum că sunteți în minister, cum vedeți acea problemă cu frecvența de 40 de minute de trenuri spre aeroport? Da, am discutat cu cei dragi fără infrastructură și se uită la soluții pentru asta. Una dintre soluții este cu un nou schimbător de cale care să permită încrucișarea trenurilor între Mogoșoaia și Pajura din mers, ca să zic așa. În momentul de față, trenurile se încrucișează în gara Mogoșoaia și un tren e pe loc, așteptându-l pe celălalt. Dacă atunci s-ar putea crește frecvența la 2 pe oră, la 30 de minute. Cumva, pentru că nu sunt călători în momentul de față, sau sunt puțini și pe aeroportul Otopeni, frecvența nu e un factor limitativ și e foarte departe linia de a-și atinge capacitatea, dar se lucrează la aceste soluții. Bine, că toți suntem la aeroport, să vă întreb, și că tocmai am deschis linia de cale ferată spre aeroport, să vă întreb de metrou care merge spre aeroport. Pentru că recent ați spus că vreți o reprioritizare a proiectelor de metrou din capitală și ați spus că M5, continuarea de la Eroilor Universitate Pantelimon, să fie linia prioritară, dar M6? Păi, în primul rând, să vorbim un pic despre M5. El este o linie prevăzută să meargă de la est la vest în București, drumul Taberei Eroilor, de la Eroilor mai departe la Universitate și apoi până la Iancului și mai departe în Pantelimon. Liniile de metrou funcționează eficient atunci când sunt pline. Când vine un metrou și urcă sute și sute de oameni în el și după două minute încă unul, atunci au sens economic. Aceasta este gândirea din spatele unei linii de metrou. Ori pentru București ar fi aer să aibă această linie S-Vest, deci ar trebui continuată, numai că, după părerea mea, a fost deprioritizată. Acum 5 ani, dacă întrebai Metrorex-ul ce se întâmplă, spuneau, da, trebuie să facem proiectul tehnic. Și domnul Oprescu spunea că nu se poate, că acolo a făcut tramvai, a făcut reabilitare linie de tramvai. Da, bun, e vorba doar de capătul dinspre Pantelimon, de la Iancului la Pantelimon, e o linie de tramvai executată la suprafață, dar au trecut și 5 ani ca să se poată lucra pe fonduri europene, deci nu asta e problema. Problema este că s-a concentrat foarte multă energie și focusul Metrorex-ului a fost pe această linie către aeroport. Ori această linie are multiple probleme de fezabilitate pe care le-a ridicat și Comisia Europeană. Dincolo de centrul comercial Băneasa, acea stație Tokyo, această linie trece printr-unele cele mai puțin dens populate zone ale capitalei și ale zonei metropolitane București-Ilfov. Dacă am face cu culori o hartă, acolo ar fi rece, ar fi albastru, că-s păduri. Ori o investiție în zona asta de sute de milioane, miliarde, făcută acolo, care apoi te costă în operare, și anul trecut am plătit de la bugetul de stat subvenția pentru Metrorex 687 de milioane. Ca să înțelegem, deci M6 mai departe de la Băneasa la Otopeni, nu? Sau ne concentrăm pe altceva?
M6 de la centru comercial la Otopeni, mai e un aspect. Ar duce la Otopeni, la actualul terminal, care urmează, între ghilimele, să fie abandonat, pentru că planul major care este în derulare, făcut încă din 2008, este construcția unui nou terminal, practic în termen colovial a unui nou aeroport, în partea de est a pistelor, înspre Dimieni, la 3 km distanță, accesibil prin alte infrastructuri, deci n-ar mai fi din DN1, din drumul. Deci am face practic M6 degeaba, iar linia actuală de cale ferată își pierde. Viziunea care există în momentul de față și există de 5 ani în minister este așa, că vii din călătoria ta frumos cu bagajul, la ajungi la terminalul 2, noul terminal, acest, o investiție de 800 de milioane de euro, iei un autobuz prin interiorul aeroportului, mergi 3 km, treci prin fosta clădire, probabil că trebuie să o străbați, a aeroportului, care de data asta rămâne o clădire administrativă, probabil, sau pentru zboruri VIP sau altfel de operațiuni restrânse, cobori într-o stație de metrou și mergi 35 de minute oprindu-te de 14 ori până ajungi la gara de nord. Nu se înțelege în scenariul ăsta de ce, măcar dacă ai ajuns în acest punct, nu e trenul despre care tocmai vorbeam, care face 20 de minute și nu oprește până la gara de nord. Iar de la gara de nord mai ai încă niște mijloace de transport ca să ajungi acasă. Deci M6 de la Băneasa la Otopeni nu mai e fezabil. M6 de la Băneasa la Otopeni, eu cred că trebuie să ne uităm foarte serios la el. Comisia Europeană a refuzat finanțarea acestei secțiuni și cred că acele resurse, mai ales în condițiile bugetare de care vorbeam, ar trebui redirecționate în alte părți din rețeaua de metrou a Bucureștiului, unde sunt mult mai necesare. Am avut de altfel o discuție pe această temă și cu primarul general, și cu primarul din sectorul 2 și cu primarul din sectorul 6, da? Cele două sectoare care sunt pentru care prinde interes, și toți spun M5, faceți M5 că asta ne ajută. Hai să nu facem o investiție doar pentru că sună bine de PR, că ne sună bine la ureche. Sunt două cuvinte care prind, metrou și aeroport. Recunosc că și mie acum 10 ani mi s-a părut aici o idee grozavă. Când te uiți în detaliile investiției și cât costă operarea unei linii, ca să vă dau un exemplu, linia de M5 care a fost deschisă în septembrie, are 1000 de angajați alocați, deci 1000 de angajări pe care le-a făcut Metrorex pentru acești 5 km de linie cu 10 stații. Gândiți-vă la cât înseamnă salariile acestor oameni, la cât înseamnă operarea, costuri și așa mai departe. La fel ca cealaltă infrastructură de care vorbeam, și metroul este o infrastructură care cere bani după ce o deschizi, nu este acolo pe gratis, a doua zi după ce e terminat investiția. Ori cred că trebuie să fim atenți cu banii și cu resursele pe care le avem, să investim unde avem maxim de valoare. Bun, aș vrea să trecem la partea de rutier, pentru că aici au venit foarte multe întrebări, dar în mod atipic pentru un interviu cu ministrul transporturilor, de data asta n-am început cu rutier. Și cu câți kilometri de autostradă? Nu am să vă întreb, pentru că le-ați spus, dar în schimb aș vrea să vă întreb de niște cum ați spus, cartofi fierbinți, da? Cartofi fierbinți, eu cred că mai putem găsi niște metafore pentru cum se aruncă lucrurile astea de la departe. Eu nu le mai arunc. Am să vă întreb direct, pentru că au venit întrebări foarte punctuale de la cititorii noștri, cum am zis, aviz de infrastructură. A1 Lugoș-Deva, lotul 2, Gaura, acea zonă cu tuneluri. Da, știți foarte bine că pentru mine e o durere, un proiect derulat dezastros din 2013 încoace. În 2017 directorul, ministru de atunci, în fine, într-o decizie aberantă despre care am scris la vremea respectivă, a reziliat contractul cu acea firmă italiană. Eu am spus că mi s-a părut abuziv atunci, bazat pe datele pe care le avem. Instanțele s-au pronunțat, au spus că e abuziv și că avem de plătit 250 de milioane. Deci contract reziliat, suntem buni de plată, da, și noi nu avem proiectul gata. Nu avem proiectul gata și e și o problemă legală, pentru că instanța a spus că trebuie să revină același constructor în teren, dar constructorul nu prea mai e în România. E o firmă mare, de altfel. Da, ar vrea să revină? Sunt niște negocieri despre care n-aș vrea să intru, pentru că nu sunt finalizate la nivelul companiei și aici venim și la soluție cumva. Și vă mărturisesc că chiar pentru toate în două săptămâni nu s-au rezolvat, dar vă spun care e viziunea mea și pașii concreți. Există o încercare de a ajunge la un acord amiabil cu acel constructor, de a plăti ceea ce ne-a obligat instanța să plătim, din partea lor să primim ce e de primit, sunt niște proiecte nelivrate și așa mai departe. Și, proiectele pentru tuneluri. Da. Deci să le primiți, să luați proiectele de la compania, să le ia, vreau compania. Să fac această diferență că e formală, pentru că e și importantă. Eu de altfel cred că nu e rolul ministrului să facă micromanagement.
E necesar la un moment dat și micromanagementul și am și consilieri și echipă care se uită la proiecte concrete, că toată România lucrurile nu se mișcă, dar aș vrea să ajung în punctul și aici ajung la o altă, să zic, linie roșie a mandatului meu sau axă, reforma. Adică vreau să ajung în punctul care oamenii livrează fără să stai în fiecare zi peste umărul lor. Bun, vreți să primiți proiectele, da, compania să primească proiectele și să reia licitația și să găsească un constructor pentru acești 9 km lipsă. Anul acesta? Da, anul acesta absolut. Adică această discuție care trebuie să se concluzioneze în termen de o lună această negociere. Și apoi lansarea licitației pentru construcție? Dacă nu mai... Shell este o licitație care deja în curs, dar suspendată. Nu mi-e clar dacă acolo se pot adăuga documentele primite. Să completați. Da. Sau trebuie reluată de la zero. Aici nu vreau să mă pronunț. Cert este, și asta știți și dumneavoastră că ați urmărit, de 4 ani, de fapt, practic vorbind, nu e niciun progres pe acest proiect. E o gaură, acum 4 ani era o gaură, e absolut prioritară pentru România. Asta închide coridorul de la Sibiu la Nădlac și mai departe. Cu atât mai mult oamenii întreabă și sunt, au dreptate. Ok, bun, când va fi gata? Când estimați în ani că va fi gata acea bucată? Da, e veșnică întrebare. Acum, evident, pe parcursul derulării unui proiect din acesta apar niște chestii care nu sunt chiar certe, de exemplu, durata licitației pentru un constructor. Da, în fine, putem avea o estimare că o licitație durează de la, să zicem, 4-6 luni, într-un caz optimist, la... am văzut cazuri și mai mult. Pentru acele tuneluri, cred că timpul tehnologic de execuție nu poate fi sub undeva în zona de 3 ani. Bun, și tocmai pentru că discutăm de o perioadă totuși mai lungă și care afectează, pentru că acea gaură, întreabă un utilizator dacă se poate construi o alternativă, un drum care să preia puțin din trafic. Cred că vom fi forțați să, ceea ce spuneam acum 4 ani, iată, am ajuns la vorba mea, din păcate, să folosim în continuare DN68A, acei 15 km care reprezintă bypass-ul acestei zone lipsă de probleme cu degradări. Da, acolo se mai poate interveni pentru a crește un pic capacitatea portantă și așa mai departe, dar da, asta este situația un pic tristă și tragică în care ne-au pus decizii absolut dezastroase, luate acum ani de zile. De fapt, asta e o caracteristică în zona de infrastructură. Că și aici viziunea mea este să încerc unde se poate să repar din mers lucrurile, sunt obligat să încerc să le repar din mers, sau unde chiar trebuie câte un reset la anumite proiecte. Că vorbeam de gaura de pe coridorul 4, cealaltă mare gaură de pe coridorul 4 este Sibiu-Pitești. Da. Și n-aș vrea să vă întreb care e stadiul, pentru că știm că sunt stadii diferite pe tronsoane, dar întreabă un cititor, ok, de ce se tot amână anunțarea câștigătorului pe tronsonul 4? Pe tronsonul 4 este... Mă rog, au fost contestații acolo. Dacă, e vorba de tronsonul dintre Curtea de Argeș și Tigveni. Da. S-au fost contestații, mă rog, intervenția la ANAP. E o discuție acolo și cu un constructor care este extracomunitar din afara Uniunii Europene, ca să fiu clar. Chinez, vă spun eu, nu puteți spune noastră, spun eu. Este un constructor din China. Da, și sunt anumite chestiuni legate și de legalitate, pentru că firmele din China, firmele mari de stat, se pun probleme de ajutor de stat, de corectitudinea concurenței, de respectarea normelor europene și în ceea ce privește dreptul muncii și așa mai departe. Și există niște orientări de la Comisia Europeană, există o comunicare a Comisiei Europene oficiale care spune că la licitațiile publice, achizițiile publice din Uniunea Europeană, nu sunt obligate statele membre să primească ofertanți decât din celelalte state membre, deci din UE, plus din statele cu care UE are un tratat de reciprocitate pe această temă. Este un tratat mare la nivel, cu un acronim dintre litere care îmi scapă acum, în care sunt 20 de state, cum ar fi Statele Unite, Canada, Japonia, câteva state limitrofe, Armenia, Republica Moldova, dar în care China nu este. Ok, dar noi am acceptat oferta lor, practic, nu? La licitație. Da, pentru că asta era legislația curentă din România, nu prevede nimic despre excludere pe baza originii operatorului economic. Pe de altă parte, Comisia Europeană are insistent în ultima vreme discuții pe tema corectitudinii participării acestor firme care
nu respectă, nu concurează de pe un picior de egalitate. Dacă ești subvenționat sau dacă nu trebuie să respecti dreptul muncii și alte lucruri pe care firmele românești, germane și din alte părți trebuie să le respecte, nu prea e ok. Eu m-am uitat pe caiete de sacin, de exemplu, de la Sfinac, de la compania austriacă, CNAIR-ul lor, și scrie că nu poți participa dacă ești extracomunitar. Ok, și atunci ce facem cu această licitație? O anulăm și o relansăm? Nu. Acolo merge evaluarea până la capăt a licitației. E o problemă de săptămâni de zile. Și o să fie desemnat din nou după decizia instanței care a cerut o reevaluare câștigătorul acestei licitații. Bun. Aș vrea să mă întreb și de celelalte tronsoane de pe Sibiu Pitești, pentru că acolo documentația este precară, o documentație pe care dumneavoastră ați criticat-o de-a lungul timpului, în ultimii 5-6 ani. Pe celelalte sectoare, pe sectoarele montane. Da? Ok. 2 și 3. Haideți să o luăm cu binele, în primul rând. Da. Pe tronsoanele Sibiu-Boița, unde se lucrează în prezent în execuție acel contract, pe la jumătate, în termen, și pe tronsonul 5 Pitești Curtea de Argeș, cei 30 de kilometri din Valea Argeșului, foarte curând, adică o problemă de iarăși, adică în sezonul de lucruri intrăm. Adică în martie vom vedea utilaje dincolo de Pitești, da? Da, cred că în martie, acum nu știu, nu vreau să dau teren că poate e aprilie sau nu. În primăvară. Nu urmăresc chiar la nivelul sanitar. Da, deci sunt rezolvate, proiectul tehnic e aprobat, exproprierile sunt făcute în mare parte, deci începem anul ăsta lucrările acolo. E un constructor care a mai făcut autostrăzi în România, o firmă italiană, Astaldi, pe partea de, pe partea asta n-ar trebui să fie probleme. Astea sunt tronsoane pe care s-a revizuit acel studiu. Vă aduceți aminte că în 2015 s-a semnat un contract care trebuia tot traseul revizuit cu studii geotehnice. Pe bani prea puțin, s-au livrat doar capetele acestea despre care vorbim, dar acestea s-au făcut urmărite de o echipă în 2016 bine. Rezultatul, ca să vedem și ce înseamnă rezultatul bun, este că când s-a semnat contractul, luăm pe Sibiu-Boița, ăsta semnat cu o companie austriacă, firma POR, lucrurile merg bine. Termenul contractual e 3 ani, suntem acolo în termen, se ridică un viaduct foarte frumos. Am văzut, sunt niște imagini impresionante, sunt probabil imagini și mai frumoase. Sunt niște imagini superbe și nu avem story-ul, povestea aceea de Valea Plângerii pe care o avem în general pe contractele noastre, că stai, mai stăm un an, s-a lovit ceva aici de care nu ne așteptam, e o groapă de gunoi, e o linie. Și loturile montane. La loturile montane, așa cum spuneam în 2017, cum mă tot autocitați, nu renunț la nimic din ce am spus. Lucrurile sunt adevărate, numai că trecerea timpului doar le-a făcut mai acute, iar eu nu sunt un magician să pot să le rezolv, să dau timpul înapoi. Asta, dacă aș avea o baghetă, ar fi minunat, trebuie să le iau din mers. Și ce se întâmplă acolo, să spunem celor care ne privesc. Documentația e aceeași din 2008. Proastă. Sumară, insultăm pe cei care au făcut în 2008. Cei de atunci au făcut pe o fracțiune. Nu, asta insult eu că știu, am văzut. E slabă, e proastă, lipsesc foraje. E la nivel de studiu de prefezabilitate, că așa se făcea prin anii ăia. Eu nu știu, nu m-am așezat să zic că e proastă, așa era atunci, se considera un studiu de prefezabilitate, poate să fie o schiță a traseului. După aia faci tu la proiectul tehnic detaliile. Au fost lansată licitația acum câteva luni, înainte de mandatul meu. E cu precalificare, la una dintre ele s-au depus 15 oferte și s-au calificat 5. Cred că tot așa, 5 firme, sper să nu mă înșel, 5 firme din China, 5 din Turcia, 5 europene românești. S-au calificat 5, dacă au depus 15 oferte, pentru mine e încurajator, pe mine mă sperie licitațiile care au o singură ofertă. Că înseamnă că ceva nu prea e ok. Ajungem și la un astfel de caz puțin mai Ajungem și la un astfel de caz. Sunt în evaluare pentru determinarea unui câștigător. Eu am insistat din afara guvernului, din poziția în care eram, ca măcar dacă tot punem o documentație care are lacune, de care știi că te vei lovi de probleme, că vine constructorul și spune, uite, când am proiectat, aici spune că e un sol bun. Nu e bun, uite-te, trebuie să bag piatră spartă în plus. Cineva trebuie să o plătească. Problema este că derularea contractelor de către statul român este extrem de inflexibilă. Am trecut de la anii 90, când era glorioasă la adiționări, uite domnule, s-a dublat contractul, la nu nici 3%, nici 5%, nici orice modificare. Ori asta nu e ok, să ai și o documentație proastă, să te aștepți și că totul va merge magic bine. Și aici știu că compania a inclus niște rezerve mari de implementare în contract. Nu l-am studiat personal, recunosc, dar sper să fie suficiente aceste mecanisme ca în timpul derulării, când se lovesc, sunt anumite riscuri cuantificate acolo, cred că au făcut-o cu niște experți de la BEI sau una dintre instituțiile financiare internaționale, modelul de contract, să existe suficiente rezerve pentru când
se execută. Când apar probleme. Pentru când apar probleme. Trebuie să... Nu, știți cum e, lumea de proiect nu merge repede, bine și ieftin. Asta merge doar în lumea poveștilor. În lumea reală trebuie să alegi două din cele trei. Ori la noi mai mult am povești pe partea de infrastructură, așa că și aici eu am lansat o temă când am venit. În ce măsură aceste modificări contractuale care sunt justificate. Uitați, la Timișoara este în execuție centura, varianta de ocolire Timișoara-Sud, centura-Sud, un proiect dorit de Timișoara de multă vreme și documentația era veche, din sertar. Și atunci am scris, ca să revin la afirmațiile mele în 2017, domnule, vor fi probleme când semnez contractul. Ghiși ce am avut dreptate, din păcate, și să știți că nu mi-a făcut nicio plăcere să am. Nu mai corespundeau lucruri în teren, autoritățile locale au zis, da, stai puțin, că și mie îmi trebuie intersecția aici, că fac un drumul boilor, dacă știți povestea asta de acolo, un drum care nu prevedea intersecția în documentația în 2011, s-a schimbat urbanismul, s-a schimbat dezvoltarea. Lucrurile astea înseamnă bani în plus, nu poate dacă omul ți-a licitat drum drept să îl pui să facă un sens giratoriu. Și se lovesc de foarte multe ori de o abordare neflexibilă din partea autorităților contractante, care, ca să nu se lege la cap oamenii care semnează acolo, dar cumva și la direcțiile Agenției de Achiziții Publice, care e foarte speriată, domne, să nu avem corecții, să nu vină Comisia Europeană, să nu modificăm niciun contract, nimic din el, chiar când acolo nu există nimic oneros, ar fi o adăugire de 10%, de 20%, de 30%, chiar merg la această valoare, deși asta e undeva în zona mai puțin probabilă, pe niște lucruri care absolut se regăsesc în teren. Ca să nu semnăm un act adițional care ar modifica un pic valoarea de contract, ajungem la contracte reziliate, varianta de ocolire Târgu Jiu. Vă țineți minte, în 2014, lansată de Ponta, facem-vă cu centură. Sunt niște scheleți de beton rămași pe acolo. Mă rog, o să reiau o firmă acum la relicitare. Și ne omorâm contractele acestea lansate pe documentații incomplete în loc să facem lucrul rațional. A aduce contractualismul și raționalitatea în raporturile dintre stat și acești privați de care avem nevoie, că nu ne mai întoarcem pe vremea lui Ceaușescu să construim totul singuri, este ceva care e un obiectiv al meu. Am avut discuții chiar și cu colegii de coaliție și sper să reușim să facem lucrurile astea, că sunt niște lucruri la care lumea ridică din numere sistemul administrației românesc de ani de zile. Doamne! Bun. Revenind la Sibiu Pitești, am să vă întreb exact cum întreabă un cititor direct, când vom afla constructorii pe toate loturile, 1 și 2, dacă terminăm această autostradă până în 2030? Constructorii, deci cele 3 loturi, 2, 3, 4, sunt în licitație în faza de evaluare a ofertelor. Nu văd un motiv pentru care să nu se încheie anul ăsta altul decât cel al contestațiilor. Aici sunt niște lucruri care sunt mai greu de controlat când merge în instanță și Curtea de Apel București e probabil supraîncărcată, nu vreau să mai că presupun că și magistrații fac eforturi, dar câteodată termenele sunt mai lungi. Deci ar trebui teoretic să avem pe toate aceste 3 loturi anul acesta, teoretic. Ar trebui teoretic. E gata autostrada Sibiu-Pitești până în 2030? 2030? Ar trebui să fie gata până în 2030. Deci sunt mult prea mulți ani de execuție până în 2030. Adică sunt termenele contractuale. Totuși au fost puse niște termene realiste. Dacă poate aveți dumneavoastră memoria mai bună, dar 4 sau 5 ani de execuție pe aceste contracte, lotul 2, lotul 3. Și avem exemple în trecut, cu, de exemplu, cum e Sebeștur, dar cu 2 ani cu execuție și a durat 8 ani. Cu documentație slabă, ca și aici. De-aia zic, da, 18 luni, lansat în 2014, Ponta a zis o să fie gata, ultimul lot va fi gata anul ăsta, deci 7-8 ani de mers. De aceea între 2030 Sibiu Pitești, credeți? E un obiectiv pentru țara asta, dacă nu reușim asta, ar fi destul de trist. Bun, să trecem de la Valea Ulturii la Valea Prahovei, un alt ghimpe dureros. Subiecte, nu vreți să vorbim și despre lucruri care mai puțin dureroase? Avem o licitație pentru revizuirea studiului de fezabilitate, Ploiești-Brașov, unde, cum ziceați mai devreme, s-a prezentat o singură firmă, pentru că unul din motivele din ce am înțeles invocate de celelalte firme este că valoarea estimată, bugetată, este foarte mică. În mod normal ar trebui să fie cam 3% din valoarea. Da, deci licitația lansată anul trecut, cred că în septembrie, dacă nu mă înșel, pentru realizarea unui proiect tehnic al autostrăzii, un obiectiv pe care nu-l avem încă după 30 de ani de la revoluție. Și să spunem că proiectul tehnic pentru autostradă montană e dificil de făcut. Ai foraje, ai drumuri de șantier de ridicat pe premunți. Este greu și costă, da? Da. Un lucru care e mai greu de înțeles este că cu cât relieful e mai dificil, lucrurile cresc exponențial în termen de inteligență care e necesară să intre în proces de efort, de proiectanți și așa mai departe. La un drum la șes, cam știe toată lumea să-l facă și acolo chiar și merge pe documentații mai sumare. Că și dacă a greșit ceva proiectantul sau nu a făcut prea bine, o corectezi din mers. Exact. La
În zona montană, în primul rând, trebuie gândită foarte bine ceea ce înțeleg de la oameni din domeniu, că lipsește din ce în ce mai mult în proiectarea românească, trebuie gândită și tehnologia de execuție. Proiectanții îți dau schița ce trebuie să iasă, dar nu spun exact cum faci. Și la șes, ok, dacă trebuie să pui o grindă de o anumită dimensiune, mă rog, sunt detalii de rezemare, tot felul de chestiuni de astea, eu sunt pasionat de ele, deși nu sunt de meserie, le rezolvi. Da, când trebuie să duci o grindă de 40 de metri ca așa, desenată cineva care nu și-a pus problema acum la 60 de metri deasupra drumului național, trebuie să faci niște drumuri de șantier, niște defrișeri și aici, în zona montană, e extrem de important tehnologia de execuție. Cum faci? Unde duci materialul excavat? Unde îl pui? E suficient să vă uitați pe autostradă, că se fac astfel de proiecte în zona Balcanilor. E o autostradă care se construiește în Muntenegru, se construiește sectoare dificile din acestea, viaduct, tunel, viaduct în Serbia, în Bulgaria. Și când te uiți la un astfel, chiar și pentru un pasionat, dar non-expert, non-inginer constructor, apare dimensiunea efortului acolo. S-a licitat acest pentru proiect tehnic, a fost un singur ofertant, nu-mi place asta. Pe o sumă foarte mică. Raportat la valoarea estimată de companie nu e o sumă mică, raportat la evaluarea efortului care ar trebui să meargă, nu pare, sunt totuși 45 de milioane de lei, dar aici de, cum să zic, adică față de un contract ca Sibiu-Pitești, unde erau 6 milioane de lei, dacă nu mă înșel, adică aici discutăm totuși despre un buget care ar trebui să acopere. Dar sunt mai multe aspecte. Unul este prețul, altul este alocarea riscurilor. De multe ori în caietele de sarcini a companiei de drum. Și acolo compania spune, a zis că nu mă interesează? Da, se spune dacă nu te lasă proprietarul să intri pe terenul lui și tu nu poți efectua forajul și din cauza asta întârzi, e problema ta. Da, respectiva firmă nu are monopolul violenței pe care îl are statul, da? Adică ca să poți să forțeze un anumit lucru. La fel, sunt destul de prost făcute și aici lucrează compania în momentul de față să vadă în ce măsură poate ajusta chiar din mers calendarele de plăți. Nu e chiar cum spun acum, dar cam așa sună, o singură plată mare la sfârșit. Deci tu ar trebui să desfășori activități de zeci de milioane de lei pe banii tăi. Pe care bani? O firmă de proiectare nu are niște bani care stau într-un cont. Lucrurile merg bine în economie și asta vorbeam despre relațiile între stat și privat atunci când efortul e recompensat pe măsura lui. Dacă tu ai costuri lunare, că plătești foreze, că plătești proiectanți, că ai chirii și așa mai departe, sub servicii, ar trebui să poți rupe o factură lunară. Asta se întâmplă deja în zona de dirigenție de șantier, a marilor șantiere de autostrăzi, dar nu se întâmplă la noi la studii de fezabilitate și proiecte tehnice care au fost văzute ca un singur mare livrabil la final cu toți banii. Ori asta împinge un pic în zona de poker relația cu statul, adică vin firme care știu să joace mai bine cu cărțile. Bun, avem în trecut două, avem un exemplu deja dovedit, unul pe cale să dovedească, De această problemă, licitații pentru studii de fezabilitate și proiect lansate pe bani puțini care nu s-au materializat. Avem Sibiu-Pitești care s-au făcut doar capetele și mijlocul a rămas de izbeliște. Da. Avem pe A8 de la Târgu Mureș la Târgu Neamț, unde din nou s-au făcut pe capete și pe mijloc nu s-a făcut mare lucru. Și acum vrem să repetăm aceeași greșeală pe o licitație din nou pe autostradă montană, pe bani puțini contractăm și o să alungem peste 5 ani să reziliem o parte din contract? Că nu... Erau bani? Deci aici suntem într-o situație de alegere între acele reparăm din mers. Acele reparăm din mers înseamnă că am discutat și cu doamna director de la companie să preia această firmă și proiectarea acelei secțiuni de 5 km care este centura Comarnicului, nu fusese prins. Să lucrăm pe variantele moderne de traseu. Și aici am discutat și cu primarii de pe traseu, adică cu tuneluri. Tunel de 2 km la Sinaia, tunel de 4 km la Bușteni. Știți foarte bine că proiectul pe care îl are statul român din 2005 este un proiect prin mijlocul stațiunilor, prin mijlocul Buștenilor, prin Albia Râului, cu canalizare, facem așa cum e Dâmbovița în București, un canal al Pravei, adică sunt niște lucruri și din punct de vedere al afectării turismului, că până la urmă nu e plăcut pentru nimeni să ai un fluviu de mașini și un zgomot acolo, care se pot evita printr-un traseu modern. Un astfel de traseu a fost imaginat și desenat și studiat preliminar în cadrul acelor multe încercări de parteneriate publice-private și el există planșele la nivelul companiei, nu în mod oficial, ci, cum să spun așa, informal. Și acestea au fost și publice, de altfel, publicate la vremea respectivă, cu tuneluri.
tunel de, cum spuneam, la Sinaia 2 km, la Buștea 4 km. Asta am discutat și cu doamna director să ceară firmei asta. Aș mai vrea dacă să mergem pe scenariul reparăm din mers. Deci avem reparăm din mers și, cum spune în engleză, reset. Dar nu licitat, nu anulați această licitație. În două scenarii pe masă. Reparăm din mers este semnarea contractului cu acest proiectant, da, în condiții care să ne asigurăm că se întâmplă ce trebuie să se întâmple. Reluarea procesului, cum spun, reset-ul ăsta, nu găsesc un cuvânt echivalent, înseamnă să facem o nouă licitație. Totdeauna e o decizie de luat cum ajungem mai repede la final. În acest moment, având în vedere cât de întârziat este proiectul, ce suferință avem pe Valea Prahovei, dacă obținem garanțiile pe care vrem să le obținem de la acest prestator și cu o urmărire, o monitorizare atentă a lor în teren, pare să se concretizeze scenariul reparării din mers a situației. Eu aș vrea acolo să avem un site web al proiectului, Ploiești-Brașov, că este de fapt de la Ploiești la Brașov, ceea ce e normal și asta a fost o decizie bună, dar nu se mai... La Râșnov, da. Nu, da, în fine, da, dar ideea e că punctul pentru privitări, punctul este Comarnic, a fost Comarnic foarte mult discutat, pentru că până acolo aparent ai două benzi și nu e rezolvat acolo cu două benzi, pentru că trece prin localități, pentru că cele două benzi devin o bandă și jumătate în zona Nistorești-Comarnic și atunci proiectul să plece din A3 în continuare. Mi-aș dori să avem un site pentru acest proiect în care să avem rapoarte de progres și oamenii, cetățenii României, să vadă ce se întâmplă în acest proiect. Pentru că de multe ori când discutăm despre studii de fezabilitate, proiecte tehnice, e un văl așa, domne, e în derulare un studiu de fezabilitate. Dar se face din birou. Ce fac oamenii acolo? Și să vedem poze din teren, rapoarte privind forajele efectuate în fiecare săptămână, în fiecare lună, poate chiar niște mini-interviuri cu proiectanții ca să explice, să scoatem un pic dincolo la nivelă. De proiectare. Că vorbim de proiectare, vorbim după aia de construcție. Când vedeți dumneavoastră finalizată autostrada pe Valea Prahovei? Există termeni contractuale în licitația asta pe care am lansat înainte de mandatul meu. Dacă nu mă înșel, cred că sunt cam 2 ani și jumătate pentru predarea documentației. Deci 2023, să spunem, cu marja, da, la final. După care urmează perioada de construcție. Vedeți autostrada pe Valea Prahovei gata până în 2030? Cred că e posibil, mi-aș dori să se întâmple asta, mi-aș dori să livrăm anumite zone critice mult mai repede. Poate, în funcție de tehnologia de execuție, există posibilitatea ca acele zone care sunt bypass pentru punctele critice să poată fi executate mai repede, pentru că dacă am avea acel tunel de 4 km la Bușteni, chiar numai unul dintre tuburi pe care se circulă în sens dublu, și aici aduc aminte că sunt astfel de, nu știu, tunel cu o bandă pe sens între Franța și Italia, pentru un trafic enorm, tunelul Mont Blanc sau tunelul Frejus, la fel între Austria și, Germania, Austria și Elveția. Toate astea până în 2030, da? A fost un tunel de 7 km cu o bandă pe sens timp de 40 de ani, abia acum au construit-o. Eu m-aș dori mult mai repede să fie aceste realist, bypass-uri. Realist, vă întreb, până în 2030? Realist depinde de ce se întâmplă pe parcurs, când contractăm și așa mai departe. Un bypass la Comarnic cred că are un timp de execuție de 2 ani, de exemplu. Și oamenilor care vor sta pe Valea Prahovei la coadă, cum, ce le transmiteți, ce le spuneți în acest deceniu? Care... Le spun că îmi pare rău pentru cum a fost condus acest domeniu 30 de ani, că infrastructura într-o zonă montană de vale, din păcate, nu se construiește peste noapte. Dacă ar conta într-un fel altfel decât politic și electoral, aș folosi sintagme de genul mă mut cu cortul, mă duc cu excavatorul, le știți pe astea că sunt faimoase în istoria domeniului, dar că înghidez acțiunea, cum spuneam, pe profesionalism, reformă și pe eficiență. Eficiență înseamnă inclusiv să obținem cât mai repede rezultatul final. Cât mai repede rezultatul final nu întotdeauna este calea cea mai facilă, cea mai simplă pentru public să spui am semnat, am dat drumul. Am văzut, eu urmărind acest domeniu de 10 ani, atât de am semnat și am dat drumul, după care, după 8 ani, 10 ani, și dumneavoastră scrieți despre domeniu și știți despre toate aceste proiecte abandonate, eu le spun Valea Plângerii, așa cumva, acestor proiecte, și eu vreau să nu ajungem acolo, eu vreau să ajungem chiar să avem acea autostradă. La un moment dat există și varianta accelerării, știți că este un cuvânt pe care îl folosesc foarte des miniștrii transporturilor, vom accelera. Dar, cum spuneam, din acea triadă repede, bun, nu se poate și ieftin. Deci dacă suntem la un moment dat dispuși să plătim mai mult,
putem avea unele chestiuni mai repede, da? O autostradă montană se face tot în timpul în care se face. Pentru că timpul e scurt, aș vrea să ne mutăm puțin spre Moldova, nu putem să lăsăm Moldova deoparte și apoi cu două, trei întrebări rapide de la cititori ce au rămas. Da. Autostrada Moldovei A7 de la nord la sud, stadiu și când lansați licitațiile? Păi aici avem în derulare, în finalizare, ca să zic așa, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Adică aici s-ar licita doar lucrările, ca să înțeleg. Direct să intre constructorul în teren. Exact. În mai ar trebui să lansăm licitația pentru Ploiești-Buzău. Eu o să încerc să o trag mai repede. Sunt în analiză la companie studiu geotehnic. Ne așteptăm să obținem acordul de mediu în următoarele săptămâni. Ploiești-Buzău, primul lot. Da. Și apoi, la câteva luni distanță, următoarele loturi. Buzău, până la finalul anului, toate loturile? Da, ar fi un obiectiv ca până la finalul, toate loturile până la Pașcani. Să fie în licitație de execuție. Din păcate, firmele care lucrează acolo au întârzieri față de contract. Iarăși, și aici, cumva, ok, pot să dau vina și pe firme, dar haideți să ne uităm un pic că, de exemplu, vreo trei dintre loturi, dacă nu mă înșel, sunt însumate cu valoarea care a fost câștigată de compania respectivă. Sper să nu greșesc, vreo 30 de milioane de lei. Oamenii lucrează de 2 ani de zile, 90% progres pe unul, 70% pe altul, 50% pe altul în zona asta și au primit 3 milioane până acum, adică 10%. Contractele subfinanțate au tendința să meargă prost. Acum sper să, pe măsură ce le termină și se primească acest cash flow dintr-un contract în celălalt și așa mai departe, să meargă mai bine. Mă bucur că ajunge la finalizare proiectul ăsta. Știți că mă luptam prin 2014 că nu mai vorbea nimeni de el. Nu exista pe radar. Așa că cunoașteți domeniul și îl urmăriți. După aia a fost prostia cu drumul expres. De ce să investești 90% din costul de investiție al unui autostrăzi și printr-o zonă așa? Încă continuă de la Pașcani la Siret. Bun, acolo mai trebuie să discutăm un pic și despre trafic, dar și despre relief. Bun, acolo se și poate ajusta din ce se poate ajusta, dar Ploiești-Buzău ar fost o prostie absolută să nu facem autostradă. Pornim licitațiile de construcție anul acesta, da? Când vom vedea următorii kilometri de autostradă deschiși în Moldova? Păi următorii ar trebui să fie Ploiești-Buzău. Nu știu care este termenul de execuție, că asta îl spune proiectantul, dar cred că pentru un sector ca Ploiești-Buzău 2 ani este absolut rezonabil. Dacă lansăm licitația în mai... Contractați până la finalul anului? Așa ar fi o derulare normală. 2024. Da. Deci 2024... 22, da, teoretic ar trebui și la sfârșitul 2023, dacă s-ar putea. Până în, mă rog, sectorul Ploiești-Buzău. Acum, eu am văzut destul în domeniul ăsta ca să văd că mai dă câte o firmă faliment, se mai întâmplă câte ceva, dar ăsta ar fi planul... 2024, planul, următorul an pentru kilometri deschiși în Moldova. Cam da, așa. Da, 2024. A8, Autostrada Unirii, cea mai cerută de moldoveni, sau de o bună parte din ei, ca să zic așa, că este mereu rivalitatea cu A13. Acolo este un SF în derulare pentru zona montană cu probleme. De când e în derulare? De multă vreme. De vreo 2 ani. Și a ajuns la 50%, deși trebuie să fie și gata. Și cu probleme. Ce faceți acolo? Păi, aici e iarăși una dintre situațiile astea de contract. Eu nu înțeleg cum poate acel studiu de fezabilitate pentru un sector de 200 de kilometri, cu 100 de kilometri montan, e de două ori mai greu decât Sibiu Pitești, de exemplu, să fie contractat pentru o sumă, 15 milioane dacă nu mă înșel, mai mică de 4 ori decât licitația de la Târgu Neamț la Iași la Ungheni. Unde sunt 100 de kilometri, reliefe colinar, deci oricum mai ușor. Sunt niște tuneluri, dar nu e așa. Deci jumate din distanță, mai ușor relieful, în partea asta e de 4 ori mai ieftin, să fie mai scump. Ceva nu bate undeva și asta e evident pentru oricine are un ochi pentru eficiență. Probabil că și asta explică de ce merge așa de prost. La capitolul reparat din mers, cel puțin în primă fază, pentru că reparat din mers ce înseamnă? Să avem niște livrabile. Discuția este ca studiul de fezabilitate să fie finalizat, ăsta care e în derulare de 2 ani și abia a ajuns la 50%, pe capetele din ambele direcții, Târgu Mureș, Miercurea Nirajului și Târgu Neamț Moțca, cred că sunt 50 de kilometri în total, și asta să le finanțăm din PNRR, aceste două loturi.
cred că e important să începem proiectul. Și când estimați lansarea licitației pentru proiectare și execuție pentru aceste loturi? Păi, capetele A8. Spre finalul anului presupun că dacă, pentru că pe aceste două, dacă scoatem doar aceste sectoare, nu suntem la 50%. Pe acestea două studii de fezabilitate undeva la 80-90%. Mai e problema acordului de mediu, care acolo știți că e un pic problematic cu durata de derulare a procedurilor și mai ales zona PNRR, există o sensibilitate foarte mare la nivelul Comisiei Europene, fie totul verde, există acel principiu do no significant harm, da. Eu iubesc mediu, să știți, apropo de lucrul ăsta, dar cred că putem găsi un echilibru. Bun, partea între dezvoltare și mediu. Montană de SF, ce faceți? Se va ajunge la o reziliere și o relansare? Asta nu pot, adică ar fi neserios din partea mea să spun asta acum. Eu aș vrea să nu se ajungă și să se finalizeze acest contract, dar trebuie să vedem o derulare. Bun. Aici sunt probleme. Pe celălalt sector, de la Târgu Neamț, la Iași, la Ungheni, este o licitație în derulare pentru revizuire documentației? Da, acolo la începutul februarie ar trebui să desemneze câștigătorul. Ok. Acolo pare o mai ok. Am să vă întreb la fel ca la celelalte două mari treceri ale Carpaților. Până în 2030, A8, de la Târgu Mureș la Iași. Nu vreau să răspund la întrebarea asta, pentru că e atât de mult, atât de multe tâmpenii făcute pe acest proiect, încât e foarte greu până nu mai am un pic de timp pentru analize și a vedea unde ajunge să mă hazardez. Am lăsat să mă hazardez, eu mi-aș dori să avem evident această trecere a Carpaților și știți că am luptat foarte mult pentru ea. Am susținut că nu e ok așa cum a fost lansată. Acum cartoful... Dar ar fi fezabil potrăvit, tehnic? Ca să-i spun așa. Tehnic este fezabil, dar e cel mai greu proiect de infrastructură al României. E cel mai greu proiect de infrastructură al României. De două ori mai greu decât Sibiu-Pitești. Și aici eu am mai susținut, nu mi-a schimbat ideile, că poate ar trebui să vedem pe zonele foarte grele cum putem găsi niște soluții care să fie mai ușor implementabile, mai rapid de construit, mai în buget, mai ieftine, dar care să ne ducă la același rezultat, adică un drum neîntrerupt, un drum care nu trece prin localități, un drum care conectează rapid Moldova de Transilvania. Avem tendința asta în România să dorim OZN, să dorim ceva super extra rachetă interplanetară și să nu obținem de fapt nimic decât desenul unei rachete interplanetare. Oricum, am spus, eu mă concentrez pe a livra concret lucruri. Runda fulger de întrebări la final, că mai sunt câteva punctuale de la cititori. Modernizarea Gării de Nord, aveți de gând să începeți? Da, în acest mandat cu siguranță. E un studiu de fezabilitate care a fost finalizat, a apărut necesitatea unui PUZ. Va trebui să discutăm și cu Primăria Capitalei. Deci, orizont de timp? Orizont de timp pentru? Pentru modernizarea Gării de Nord. Nu pot să dau acum un orizont. Orientativ, interval de 5 ani? Nu. Pe subiectele pe care nu știu foarte bine detaliile, nu mă hazardez. Intenționați să introduceți normativul pentru realizarea 2+1 drumurilor naționale cu două benzi alternativ, două benzi plus e un proiect pilot deja pe București-Urziceni. El merge bine din punct de vedere al siguranței, adică acolo nu au mai existat accidente mortale, din câte am înțeles, de când funcționează acest sistem. Problema sistemului 2+1 este că la anumite momente de vârf, vineri pe relația București-Urziceni, duminică pe relația Urziceni-București, se creează cozi. Acum e și un pic de nerăbdare la noi și oamenii folosesc acest drum în regim de 2+2, de 4 benzi. El nu are 4 benzi, sunt deși accidente groaznice, mai ales dacă facem Ploiești-Buzău. Un beneficiu pe care poate nu e evident când vorbim de localitățile astea. Ploiești-Buzău înseamnă de fapt o ramificație din autostrada A3 până la Buzău și în relație geometrică cu Bucureștiul e un paralelipiped și în loc să faci Buzău, zicem București, exact aceeași lungime este pe noua autostradă A7 plus A3, ceea ce înseamnă că tot traficul dinspre Moldova se va vărsa în București prin acolo, deci nu va mai fi dopul prin acela. A3. Dar normal, și atunci putem să extindem 2+1 la restul, la restul rețelei. Mai e o problemă, după părerea mea, cum a fost executat acolo, că ar trebui și separator median între și benzile de alte diferite, lungimi diferite, conform unui nou normativ de an. Da, asta e o discuție pe care putem să o avem. Muzeul Pod Brăila,
Acolo sunt probleme cu Sunt în rezolvare. Va ieși autorizația de construire pentru un sector de 7 km în curând și o să iasă apoi și pentru restul. Sunt acele drumuri de legătură care au fost lăsate de izbeliște și o să construim într-adevăr un an. Va rămâne, spun de acum, că să n-apără știrea atunci, că va rămâne podul frumos, nou, al treilea ca lungime capot suspendat din Europa. Va rămâne un an întreg. Muzeu. 2023, sper să nu mă înșel. Muzeu. Da. Acel termen pe care l-am popularizat. Deci potul de la Brăila va fi un muzeu timp de un an. Ok. Ca urmare a unor inacțiuni și din trecut pe care acum încercăm să le reparăm. Puteți să accelerați ceva acolo? Păi asta deja încercăm și de-aia și apare această autorizație de construire pentru cei 7 km. Poate reușim să fim mai puțin de un an de zile. Eu. Când spun aceste termene, nu sunt, înseamnă că sunt resemnat cu ele. Unde se poate, încerc să aduc lucrurile în zone mai bune. Da, nici să spun cum aruncă politicienii, de obicei va fi totul bine, gata, într-o lună avem, terminăm autostrăzile. Spun lucrurile realist, am spus onestitate, reformă, eficiență și profesionalism. Astea sunt coordonatele echipei de la Ministerul Transporturilor. Bun, aveam multe întrebări pe listă, nu ne mai permite timpul. Vă mulțumim și așa pentru că ne-am întins cu programul. Domnule ministru, mult succes! Mulțumesc și eu vă mulțumesc!